Salutare, bă, micuților, și bine am regăsit la un info video, bă. Mă scuzați că stau așa, scuzați că hainele sunt acolo. Scuzați fundalul, bă, dar vreau să vă zic ceva foarte important. Deci, eu de două săptămâni, adică pe mine de două săptămâni, mă doare spatele îngrozitor. Mă doare fix în partea stângă, jos, deasupra fâsii stângi. Nu știu dacă e corona, nu știu dacă e bazinul. Pentru că eu când merg, mă chinui foarte tare să merg, știi? Și eu mă mișc când merg. Și puteți vedea că eu mă mișc și când stau pe loc. Asta se datorează pareze pe partea dreaptă și alte probleme pe care o mai am. Și asta am vrut să vă zic că pe mine de două săptămâni m-a dat spatele. Ok. Totul bine și frumos. Vine vară pe la mine sâmbătă. Și sâmbătă seara plecăm până în AFI. Da? Până în AFI. Cine e din București știe unde e AFI. Bă, când să mă întorc, mai aveam 200-300 de metri până acasă. Eu, fiind un om care se mișcă foarte mult când merge, adică eu mă mișc din tot corpul, am făcut o mișcare mai proscă, știi? Și din momentul ăla, gata, s-a terminat tot. Deci mă doare. Astăzi am fost la kinetoterapie și credeți-mă că n-am făcut kinetoterapie, am făcut masaj. Dar mă doare foarte, foarte tare. Acum mai aveam vreo 200 de metri până acasă. M-am oprit la o farmacie. Și când am ieșit din farmacia aia, credeți-mă că nu știu dacă mă ajung acasă. Deci nu știu dacă mă ajung acasă pentru că pur și simplu mă dura spatele, adică și acum mă doare spatele, mă doare cu spatele, cu piciorul, cu tot, știi? Și din acum nu mai pot să stau nici în pat, nici pe scaun, nici în picioare, nici nu mai pot să stau în nicio poziție, știi? Cred că, nu știu, cred că o să chem să vară, pentru că și așa mi-e doare în fior atât de tare, de-aia stau așa, dacă se văd chiloții aia e. Dar am vrut să fac un video ăsta pentru că nu o să apară episoade pe canal, doar ce nu pot să stau pe scaun drept. Adică, așa e cea mai confortabilă poziție. Și gândește-te să te joci tu din poziția asta cu mâna întinsă, cu piciorul întins, canter. Păi nu merge. Și plus că mă doare soatele, nu știu, cred că e vreo hernie de disc sau contuzie discală sau cum trebuie să numiți aia. O să-mi duc și la doctor să vedem ce am pagat, pentru că nu mai pot să... Acum vreau să mă duc la mare și nu știu dacă o să mai mă duc, pentru că... Nu mai pot să mai mă mișc și... Asta am vrut să vă zic, că am probleme foarte, foarte mari cu spatele și... Da. Comentați să vă zic, hai popa. Și nu vă supărați că nu o să postez câteva zile, dar chiar nu prea cum. Știu dacă postez, o să postez un video la o zi sau două.